Viața cu lui. Între a fi crescut în familia mea și a lucra pe o barcă de pescuit, era o singură diferență. De dragul lui Pit. Vrei să-mi dai zahărul lui? O pungă de 10 kg. Aveam mai mult de lucru. Și dintre toate, cel mai rău era la cumpărături. E mai ușor să culegi chestia de pe câmp. Nu numai că implică tot felul de acțiuni neplăcute. Împinsul, trasul, ridicatul și mersul. Dar niciodată nu cumpăram ce voiam eu. Atenție, cumpărători! Lui Anderson, te caută mama! Te rog, lasă prăjiturile și vină în fața magazinului! Zău, lui! Ce șanse ai! Unde sunt prăjiturile? În magazin. Da, te-am văzut când ai încercat să le ascunzi. Haide, lui, mai sunt doar 5 pungi. De ce nu-l rogi pe el? E treaba lui. Mersi, doamne, o zi bună! De ce? E Pit, dar nu lucrează aici. Serios? Pit e un bărbat amabil. I-a dat acelei doamne o mână de ajutor. Așa cum ar trebui să se poarte copiii cu mamele lor. Subtil, mamă. Bună, Aura, să te ajut? Sigur. Mulțumesc, Pit, mă descurc. Cum îți mai merge? Da, cum mă știi, mie e ceva mai bine. Îl mai știi pe lui? Da, el e lui. Aura, tare mare te-ai făcut. Mersi, cred. Probabil avem același program, Pit. Te-am văzut și săptămâna trecută. Hei, transmite-i salutările mele lui Andy. Bine. Pa, pa, Pit. Bună. Cine era ăla, mamă? Nu mai știi pe Pit. E așa de drăguț. În ziua în care te-ai născut, tatăl tău rămăsese blocat în trafic și Pit m-a dus la spital. Credeam că m-am născut la cinema auto. Oh, așa va spune tata mereu. Oricum, Pit i-a găsit lui tata postul de la fabrică. Oh, deci lucrează cu tata. Nu mai lucrează. A avut un mare ghinion acum câțiva ani. Ceva personal. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Mă cunoști lui, nu-mi place bărfa. Și în plus, nu poți crede tot ce auzi. Dar de auzit poți să auzi, nu? Asta nu strică niciodată. Ia să vedem noi aici, acum pe nișo. Deci nici măcar n-ai venit la spital când m-am născut. He? Credeam că asta rămâne între noi. Ce altceva mai ascundeți? Untul? Am uitat untul. Lui, fă ceva pentru mine. Ia bicicleta până la magazin și cumpără tu niște unt. Ce? De ce trebuie să fac eu totul? Ia mai zi asta odată, amice. Tocmai am pierdut o oră din viață la cumpărături. Muncesc ca un sclav. Înțeleg. Ai curățat garajul cum te-am rugat săptămâna trecută? Nu încă. Ai tuns iarba cum te-am rugat ieri? Ha? O să fac și pe asta. Ai dat de mâncare peștelui? Ține post. Aha. Și spune că... Bine, mă duc. Familia, cui trebuie? Prăjituri lui? Îți strici pofta de mâncare? Vezea, puștule! Vai, mersi! A fost cât pe aici? Ai pățit ceva? Era să pierd prăjiturile. E normal să te simți rău după așa o sperietură. Nu, vorbeam de astea. Poftim, ia una. N-ar trebui să oferi prăjituri străinilor, e periculos? Mama ta nu te-a învățat să nu vorbești cu necunoscuți? Ba da, dar tu nu ești străin. Locuiesc cu unii mai ciudați ca tine. Bine, bine, cred că o să iau unul. Ce bine e. Nu-i mare lucru, dar e acasă. Wow, nu trebuie să-ți faci patul. Nu. Le-ai terminat pe toate? Îmi pare rău, m-a luat valul. Ai mâncat toată cutia. Păi nu mai mâncasem cam de mult, știi? Hei, am o idee. Ce-ar fi să vii la noi la masă? N-aș vrea să vă deranjez. Deranj? Mi-ai salvat viața. Uite, Celu, nu sunt tocmai mândru de situația în care mă aflu acum... Îmi plac ai tăi și nu vreau să-i mint, știi? Atunci nu minți. Dacă vin la voi o să-mi pun o mulțime de întrebări incomode. Unde stai, unde lucrezi, dar... Ce-i mirosul ăsta? E un miros aici, nu pot lusă. Dar ți-e foame, nu? Foame? Aș mânca și un cal. Atunci ai noroc. Diseară gătește tata. Luați, copii! Mulțumesc!
Dă-mi, te rog, friptura de cal. Hei! A câta porție? Nu știu, tată. Nu le număr. Eu da! Așa, încă două pentru lui, bine, se acceptă, dar o să sper vasele de seară. E rândul lui Tommy. Ia să vedem. Tommy a mâncat 3 chiftele, tu 14. Înseamnă că tu speli vasele astă seară, băiete. E scandalos. Sunt pedepsit pentru că am apetit sănătos. Uite și restul, Pete. Mănânci îngrozave, Lu. Wow, 12 chiftele de ale tate. E uimitor cât poate îndura corpul unui om. Să-ți mai spun ceva, Lu. Dar trebuie să aduci străini la tine în garaj. Vrei și tu? Nu, trebuie să spăl vasele. Familia mea mă muncește, nu glumă. Te înțeleg, greu cu familiile. Adică ai și tu o familie? Unde sunt? E strigător la cerului, ce cauți acolo? Ai treabă! Mă strigă șeful. Trebuie să plec. Știi? Dacă vrei, poți să rămâi aici la noapte. Serios? Da, dar să pleci când pleacă tata la serviciu. Mă trezesc greu dimineața. Nici o problemă, am eu grijă. Nu, am nevoie de o pernă. Ce? Sabotaj! Am dormit în post! Miroase cam urât aici. Sper că nu de la mine. N-aș vrea să-mi jignesc colegii. Sper că n-am întârziat. Firar să fie să o șterg de aici. Aha, iată-l și pe hoțul familiei. Azi am întârziat la serviciul lui. Știi ce se întâmplă când întârzi? Pierzi gustărica gratuită. Se oprește toată producția. Nu mai funcționează motoarele. Dacă aveai nevoie de ceas, de ce nu mi l-ai cerut? Și dacă ți-l ceream, mi l-ai fi dat? Nici gând. Dar ideea e că... Andy, la telefon? Discutăm mai târziu. Iubito, nu știu unde-i perna mea cu rățuște. Tatăl tău face militarie cu voi, nu glumă. Mie îmi spui? Știai că în vacanță purtăm uniforme? Ei, de asta am ales eu strada. Nu tu reguli, nu tu griji. Deci ce-am gândit seara la cină? Să vedem, e marți. Crembuști. Sunt cușer. Mai contează? Sunt pretențios la mâncare. La urma urmei ți-am salvat viața, nu? Mă duc să văd. Treceți la atac! Mor de foame. Mai e friptura? Ia-ți singur lui. Știi, Aura, cred că băiatul ăsta are tenie. Ceva nu e în regulă. E în creștere, atâta tot. O fi, da, crește în lățime. Încă o dată. Încălzește plăcinta, după care pune deasupra niște înghețate de vanilie și alături două linguri de căpșuni. Altceva? Da, în altă pătură, eu sunt alergic la lână. Știi, familia Grunold are un garaj mult mai mare. Ar fi trebuit să fiu mulțumit, doar ajutam un nevoiaș. Doar că actul meu de caritate îmi dublase treaba în casă. Lu, ia-o și pe asta. Mii de mulțumiri. Ce zici de un pahar de apă? Îi promisesem lui Pete că n-am să le spun părinților despre el, dar poate că mai există și altă soluție. Ca să scap de el. Trezește-te, Pete. Încă 5 minute. Acum, Pete, trebuie să vorbim. Ca de la bărbat la băiat. Te simți bine aici? Chiar perfect. Grozav, mă întrebam și te rog să nu-mi iei nume de rău. De unde ai tu bani? Simplu, n-am. N-ai și tu o slujbă? Uită-te la mine, Lu, cine să mă angajeze? Sunt terminat. Așa-i, dar cred că pot să te ajut. A purtat tata așa ceva? Normal că mama s-a îndrăgostit de el în uniformă. Vezi? Ți-am spus eu, ești un om nou.
Da, unul care n-a văzut cu ce se îmbracă. Am mai văzut costumul ăsta îngrozitor. E Andy Anderson. Bietul de el n-are noroc și nici un pic de simț estetic. Căutăm ajutor. Hei, ți-ai găsit de lucru? Da, de unde? Cererea e mare. Da, mi-am zis să încerc, ce să fac? Am ceva pentru tine. Cum să-ți găsești de lucru? N-am citit asta. Are numai sfaturi bune. Să vedem. I-ai zâmbit celui care ți-a luat interviul și i-ai strâns mâna cu fermitate, dar nu prea strâns? Ha? De fiecare dată. Și tot n-ai găsit de lucru? Ghinion. Citește-o. Vorbim mai târziu. Mă duc să văd ofertele de lucru. Încearcă să nu murdărești scaunul, bine? Musafirii nu sunt buni de nimic. Hei, tată, îmi dai și mie ziarul? De ce? Încerc să mă mențin informat. Rubrica de anunțuri. Iar vrei să mă scoți la vânzare? Ca să vezi, m-ai prins. Ce faci? E la cu lebedelor. Dă-napoi, firar să fie. Am ratat pirueta. Dacă vrei, îți fac eu o pirueta. Bine, dă-i drumul. Ce? Ai spus că faci o pirueta. Să te văd. E, nu-i prea rău. Tată, ai luat o razna. Glumeam și eu. Ce-ar fi să faci pagatul? Ți-am făcut-o. Se caută ajutor. Ai dreptate, e chiar Andy Anderson. Ieri era în stația de autobuz. Ca să vezi, nu știam că au probleme cu banii. Am o idee. Să-i ducem o prăjitură. Sunteți sigure că era el? O să întreb. Ce-ai spus? Da, Dina, o să-i spun de beculețele pentru Crăciun. Ia, frate. Bună, iubito, îmi dai o bere? Cum a fost azi la serviciu, Andy? Bine. Ai fost la fabrică toată ziua? Dar ce e asta? Interogatoriu? Nu, doar că Dina Stillman mi-a spus că te-a văzut ieri în stația de autobuz și Kitty Grunwald jură că azi erai la magazinul lui Grace. Niște bărfitoare, așa se întâmplă când ai prea mult timp. Ai halucinații și încep să împrăști zvonuri peste tot. Oricum, ne-au dus o prăjitură. Ce bucurie! Hei, Luke, ce meci! Da, știi, mă gândeam dacă tot n-ai ce face, ce-ar fi să ne uităm pe niște anunțuri? Bine, e casa ta, tu ești șeful. Haide, Pete, parcă mi-ai face mie o favoare. Doar ai mai lucrat și înainte, lucrai cu tata, nu? Așa e, am lucrat acolo 12 ani, s-au făcut reduceri de personal, m-am dat afară. Am făcut tot posibilul să-mi găsesc chiar de lucru, trebuia să-mi întrețin familia, nu? Și ce s-a întâmplat? M-au respins toți, așa că n-am mai căutat. Mi-am pierdut casa, economiile, familia. Cum ți-ai pierdut familia? Știi cum îți trece profesorul nota în carnet? Ai luat vreodată o notă mică, un 4 sau un 3, pe care a trebuit să o arăți acasă, ca să o semneze părinții, a? Glumești? Am falsificat semnătura tatei. Acum imaginează situația invers. Tatăl tău e la școală și trebuie să-i semnezi carnetul de note. Acum gândește-te că ți-aduce în fiecare zi carnetul plin de note mici. 3 ani la rând în fiecare zi. Soția mea a luat copiii și s-a dus la mama ei în Chicago. Eu am rămas. Hai, Pete, mulțumesc că mi-ai salvat viața. Rămâneți pe recepție după un scurt moment muzical, starea vremii. Căutăm ajutor. Bună, lui, ca de obicei? Nu prea am bani, domnule Stevenson. Dați-mi doar jumătate. Și aș vrea niște informații despre anunțul din vitrină. Hei, lui, nu începe. Știi că nu pot să-ți dau slujba. În primul rând ești prea mic, în al doilea rând ești prea... Prea cum? Să spunem doar că-ți plac prea mult gogoșile. O să mănânci profitul. Nu fi nepoliticos.
Nu întreb pentru mine, ci pentru un prieten. A făcut vreodată gogoși? Nu prea cred. Regret lui. Caut pe cineva cu experiență. Hei, ai auzit de gogoșăria lui Ned? Ha? Aha. Fac niște chestii grozave cu ciocolată. Ce vrei să spui? Nimic. Te informez doar ce mai face concurența. Și cred că am să cumpăr de la el. Aha. Ăsta-i șantaj lui. Te-ai prins. Pete, hei, Pete. Iagici, ți-am găsit de lucru. Și nu orice. Pete. Tommy, ce-ai tu acolo, mămico? E rândul meu să țin cobaiul clasei. Ce căută rozătoare pe masa mea? Știi că nu-mi place să-mi văd delicatezele negătite. Asta nu-i delicateză, e cobaiul clasei. Așa, regret, Tommy. Știi regula, fără animale în casă. Să nu spui nimic, e prea ușor. Mamă, tată, am făcut o prostie. Sunt un irresponsabil. V-am ascuns ceva. Am greșit și-mi pare rău. Uite că am spus-o. Mai că mă duc. Da. Atunci ce să fac cu el? O să faci bine să-l duci în casa altcuiva. N-ai cinstit! Mamă, tată, am făcut o prostie. Sunt un irresponsabil. Eu n-am voie să țin un șoricel pentru o noapte și pe lui îl lăsați să țină un tip în garaj? Ce-ai făcut? Nu înțeleg. Azi dimineața era aici, pe cuvânt. A fost Pete Lamon? Cel care m-a dus la spital când te-am... E zrigător la cer! O să încetezi vreodată! M-am blocat în trafic, nu aveam benzină, am avut pană! L-am văzut pe Pete la magazin. Și acolo mi-a salvat viața. Și acum a plecat. Din cauza mea, l-am tot pisat să-și găsească de lucru. Lui, indiferent ce i-ai promis lui Pete, trebuia să ne fi spus. Știu, am făcut totul pe dos. Așa e și continui să o faci. Îți faci reproșuri când n-ai de ce. Ai făcut tot ce ai putut ca să-l ajuți pe Pete. Da, doar că nu ai cerut chirie. Hei, ce-am mai căutat-o? Ești un copil bun, dar data viitoare ia perna maicătii, nu pot să dorm fără ea, e curățunște. Lui, ai o scrisoare. E de la Pete. Dragă Lu, voiam să-ți mulțumesc pentru tot. După ce am petrecut atâta timp cu tine, mi s-a făcut dor de copiii mei. Cred că am să încep să aduc acasă note bune. Ai grijă de tine, Lu. Prietenul tău, Pete. Note bune? Ce-a vrut să spună cu asta? Vrea să spună că o să-și găsească de lucru în Chicago. Lui, ai făcut o treabă tare bună. Acum, hai la masă. Mai am de tuns iarba în spate. E, îți termin obligațiile casnice mai târziu. Mamă, să nu mai spui nimănui, dar nu le mai simt ca pe niște obligații. Fii așa al naibii. Poftim, Andy. Supă de ciuperci? Păi știam că aveți probleme și v-am adus ceva de mâncare. Ce? Nu mâncare îmi trebuie, vreau o monedă. Să vedem. Aveți porumb la conservă, costiță cu mazăre și suc de roșii. Foarte drăguț, dar mașinăria asta merge cu fise. Nu cu suc de roșii. Mult noroc, Andy. E strigător la cer! Are cineva o fisă? Hei, amice, îmi trebuie o monedă să cumpăr un ziar. Haide, ajută-mă! Hei, tu, ce zici? Mă ajuți? Facem schimb? Sunt de roșii pentru o fisă? Ha? Le dau ieftin, dau orice! Ce lume crudă!